Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și-a trimis oamenii pe litoral, nu în vacanță, ci la muncă în folosul turiștilor. În doar șapte zile au curs zeci de amenzi, s-au închis spații alimentare, iar sute de kilograme de produse alimentare au fost retrase de la vânzare. Vă repet, asta în doar șapte zile. Cu alte cuvinte, mare atenție unde și mai ales ce mâncați, comercianții sunt puși pe făcut bani în orice condiții. Inspectorii sanitari veterinari au aplicat în ultima săptămână 36 de amenzi în valoare de peste 80.000 de lei unor unități de alimentație de pe litoral, închizând temporar o pizzerie și retrăgând de la comercializare peste 300 de kg de produse alimentare cu diverse probleme. Potrivit unui comunicat ANSVSA, Medicii veterinari care activează în comandamentul sezon estival 2017, așa a fost botezat, au fost în controle în unități de producere, prelucrare, procesare, depozitare, valorificare și comercializare a produselor alimentare. Astfel au fost verificate 235 de unități din Năvodari, Mamaia, Eforie, Costinești și Mangalia. În urma controlelor, inspectorii sanitari veterinari au constatat nereguli, printre care manipularea necorespunzătoare a a produselor alimentare, comercializarea produselor alimentare în spații neaprobate sanitar, nerespectarea condițiilor de igienă în spațiile de producție, etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, depozitarea în condiții necorespunzătoare a acestora. De asemenea, o sesizare primită la call center-ul ANSVSA a fost transmisă spre verificare inspectorilor aflați pe litoral, iar pentru deficiențele constatate, unitatea respectivă a fost amendată cu 4.000 de lei. Pentru protecție, Constanța, o echipă de inspector sanitar veterinar s-a deplasat la două unități din oraș, unde, în urma verificărilor efectuate și a deficiențelor constatate, a fost aplicată o amendă tot de 4.000 de lei, dar s-au retras de la comercializare 269 de kilograme de produse alimentare improprii consumului produse trimise către o unitate specializată în neutralizare. Săptămâna trecută, inspectorii sanitari veterinari au confiscat și retras de la vânzare peste 300 de kg de produse alimentare.